Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Răiu și astăzi continuăm seria noastră din The Bus. Între timp s-a mai făcut un mic update, s-au mai rectificat câteva chestii prin bord la autobuz și, nu știu, câteva alte chestii minore. Nimic wow. Bun. În fine, astăzi e timpul să facem returul pe o altă vreme. Doar ceață avem astăzi, dar e o ceață destul de densă, așa că hai să dăm drumul, căci pasagerii sau călătorii așteaptă. Autobuzul este tot unul lung și, bineînțeles, sper să ne mișcăm la fel de repede cum ne-am mișcat data trecută. Hai să-l pornim. Avem și o Scania acolo, dar se numește Saican. Nu au licență băieții. Saican și e tamai Scania. Ce denumire. Ok. Curios, vezi că au denumire Scania la autobuze și nu au la camioane. Bullshit. Ok, bun. Ce am zis că fac? Am zis că vreau să-mi dau drumul la aer. Temperatura așa mai cara. Ok. O să vedem și la lumini. Avem nevoie și de ceață, pentru că e ceață. Ia să vedem cum se vede. Da. Avem lumini de ceață acum, sunt în spatele. Totul fenomenal. Așa de curiozitate. Uite ce frumos. Ok. În față, uite, avem și în față halogenele. Foarte bine. Ok. Hai să vedem un bord pe ok, avem presiune de aer. Da, ne arată și parcarea, dăm aici pe drive. Ușa asta e deschisă, e ok. Bun, hai să punem drumul la cursă. 3, 5, 2, 6, 0. Ok, se pare că merge mai bine monitorul ăsta acum. Era o problemă inițială. Hai să vedem dacă nu ești călătorit. Da. Opa, avem... avem o clientă. Vrea un tichet, single tichet AB. Tichetul noastră. Tot singur tichet. Mulțumesc. Cam asta e, nu? Să... să închidem ușa. Să scoatem și frâna de mână. Și hai să vedem cum ne descurcăm. Mai greu cu plecarea boșilor, că nu găseam pedalele pe dedesubt pe sub birou. Păi bine, băi, deșteptule, dacă te-ai băgat așa, eu cum trec? Deșteapta curului. Uite cum s-a băgat proasta. N-am cum să trec acum, că s-a băgat proasta, că e o dobitoacă. Trebuie să dau în spate acum. Hai că am ce...
ce gândești tu, Victor? S-a băgat ghivata. Nu te gândești poliția. Ăla e parcat acolo. Ok. Da, da, e aglomerat acum și iar o să vină. Ce pare că atinge? Termină cu prostiile. Că totuși ai o vârstă. Da. Din ce am sesizat eu, și nu vorbesc prostii, e mai aglomerat drumul în cursul săptămânii. Acum suntem pe miercuri. Deci e diferența de trafic în funcție de zile și de ore. Eu știu că în momentul când ieși din stație, autobuzul are prioritate, nu? Trebuie să-l lași. Ce ceață, frații mei, ce ceață! Konrad-Blenkle-Straße.
Ia să vedem, ne lasă ăsta sau... Nu ne lasă. Forțăm un pic. Am păgălit. Bă, sper să schimbe sunetul ăsta de la claxon, că e prea de tot. Să moară Jana dacă nu. Da, mă, e aglomerat, mă, fii atent, mă, ce diferență. Deci e diferență de trafic, boșilor, în funcție de zile și ore. Ce tare. Asta e bine. Asta e bine, că poți să-ți faci un program, știi? Puțin pasajeri. Am blocat și intersecții și tot. Ce aglomerat e aici, bă, boșilor, e belea, mă. Uitați-vă și voi ce aglomerat e. N-am mișcat un metru în față, ești nebun la cap. M-am mai băgat și în cură la ăsta, măcar banda aia mai merge. Ai de viața noastră. O să plecăm marți de aici. Marți la Sfântul Așteaptă. A intrat și frâna de mână. Ce de aia să fac? Trebuie să așteptăm. Că s-a întâmplat un accident. S-a-i foarte aglomerat. Foarte aglomerat, e blocat intersecția. Merge, dar numai banda, prima bandă. Cred că o să dau un pic în spate. Și mă duc și pe banda aia, că proștii aia nu mai fac stânga dreapta. Și e nasol, hai să vedem. Scoatem și frâna de mână. Dăm în față. Nu ne lasă, bă, frate. Uite-te și tu. Asta zic. Asta zic. Lasă să stea ăștia aici. Băi, băiatule, ce se întâmplă, mă? Da, trafic, ca realitate. Asta zic, s-a blocat aici, să facă la dreapta, mă.
Dar mă, salura. Vezi ce înseamnă? Ai urât pe ceață, boșilor. E urât rău de tot, nu așa? Urât rău de tot. Uite-te și tu. Nu vezi nimic, ești nebun? Am Friedrichshain, Hufelandstraße. Trebuie să reperăm boșuri timpul ăla, nu? Poliția vă fira, poliția Grecu. Băi, griluț când e aglomerat, frate. În cursul săptămânii e greluț, să știți. Nu e atât de simplu. Bine, mă încurcă și ceața asta, că nu am vizibilitate, dar chiar și așa, oricum, e aglomerat. Sunt blocaje, e cam natural așa trafic. Am Friedrichshain. Euro single ticket.
Mulțumesc. Următoarea rută o vom realiza cu autocarul cel scurt. Trebuie să-l încercăm și pe ăla. Hai că da, fii atent că nu poate să treacă. Uite ce bug acolo. Ia uite, ia uite. Stați așa să facem o poză. Și să trimitem la băieți. Gata, boșilor, am făcut-o și pe asta. Ia uite, e și indicatoare acolo în mijloc. Cred că de asta, cred că e indicator ăla, e un bug. E beta, vă readuc aminte, s-a făcut un update și e beta acum. Practic e în teste și de asta avem parte de așa ceva. Stați așa să mai fac o poză. Rezolvată și asta. Până una alta, totuși am făcut ceva. Ia să vedem pe unde suntem. Nu mai avem vreo 4 stații, adică aproape încă pe atât. Da, v-am spus încă de la început, s-a făcut un update, nu s-au schimbat prea multe, dar uite că s-au stricat multe, sperăm să le remedieze. Eu, sincer să fiu, când găsesc o problemă, imediat fac poze și le trimit, ați văzut cât e de simplu. Un pic mai în stânga, așa, ca să nu ne blocăm în indicatorul ăla. Mollstraße, Prenzlauer Allee.
Sper să nu se blocheze și banda asta, că mă iau toți dracii. Ita, bă, doar un călător, auzi. Am pus o lecuță de frânător asta. Bă, da, ce urât e, cu ceață. Nu, nu-mi place cu ceață, nu-mi place. Mai avem un tip de vreme. Dar asta o să vedem noi data viitoare. Spandauer Straße, Marienkirche. Deci vreau un tichet ABC single pe 24 de ore? Nu. Doar un tichet simplu, tichet ABC. Da? Da. Foarte bun, nu? Da.
Mamă, ce era să-l iau pe prost. Bine că vina e a mea, dar Doamne, cât pe aci era să-l iau. Cât pe aci era să-l iau. Ia că cum era să fac accident, ați văzut? Pirar, mămițica ta, dracu. Ce rahat, păi noroc că l-am văzut, bă, că altfel îl luam înainte și ne împun. Eu aveam de gând tot să accelerez. Îl luam înainte. E una când intri mașină mică și alta că ești cu tamai autobusul sau camion. Urcă vă câțiva. Unter den Linden, Friedrichstraße.
Bă, băiatule, cât ține semaforul ăsta, mă? În sfârșit. Și ziceți să le iau pe ăsta portocaliu. Încava și eu talentul vostru. Ia uite. Eu zic că ies. Numai ca bulangicul să duce în stânga și s-ar putea să-l taie cala și să-l ating. Hai să vedem ce se întâmplă. Nu se întâmplă nimic, așteaptă să plec eu. Și eu plec. Ia uite, razamă de cât. Eu stau să mă uit, bă, fraților. Parcă sunteți proști și parcați aiurea. Îmi mențin ideea că e unul dintre cele mai frumoase trasee, fără nicio exagerare. Din cele trei făcute, ăsta e number one. Din punctul meu de vedere. Să tragem ceva de mână. Să dăm pe liber și ăsta. Și bineînțeles să dăm drumul la ușă. În principiu am făcut și returul de la ruta A02. Ne-am satisfăcut oarecum dorința de a testa și traficul. Sper că v-a făcut plăcere să urmăriți acest episod, îmi cer scuze pentru ceață, dar face parte din joc. Așadar ne întâlnim data viitoare cu un nou episod. La revedere!